Bună dimineața, bine te-am găsit, Daniela Simulescu aici. Iată că soarele intrat recent, adică ieri în Scorpion, face un trigon cu Saturn. E un aspect armonios din punct de vedere teoretic, însă practic s-ar putea să simți că totul se încetinește. Se încetinește tocmai ca tu să-ți dai timp să simți, pentru că trigonul se petrece pe semne de apă, pe Scorpion, iată și pe Pești, și trebuie să și simți, nu doar să faci și să gândești. Hai să ne uităm la fiecare. Merge la berbec sau cei cu așteptul în berbec. Pe tine acest trigon chiar te obligă să stai și să nu te grăbești și să vezi cum oamenii fac lucruri în jurul tău și tu nu faci nimic. E una dintre cele mai bune zile în care să nu muncești în plus, să nu ții proiecte în plus și să stai pur și simplu să simți. E nevoie să simți. Trecem la Taur. Ei bine, dragii mei, din punctul meu de vedere, acest aspect pe voi vă încurajează foarte, foarte, foarte mult să fiți mai atenți la tot ce înseamnă sectorul amoros, la tot ce înseamnă relația pe care o aveți. V-ați mai implicat în relație sau ați lăsat-o pur și simplu de la sine să meargă în ultimul timp? Că s-ar putea să aveți o surpriză. Sau partenerul mai este acolo alături de voi, îl simțiți, vă simte? Astea sunt întrebările pe care trebuie să vi le puneți. Mergem la Gemeni. Ei bine, soarele fiind în casa 6, veți simți că la serviciu totul se mișcă precum un melc. Și cu Saturn în casa 10, vă dați seama, toată zona profesională legată de carieră, de muncă, e luată așa, cum să vă spun, cu încetinitorul, în slow motion și vă enervați. Știți ce trebuie să faceți voi? Să vă dați timp, să simțiți ce simțiți. Sună ciudat. Efectiv, dacă serviciu se întâmplă lucruri, stați un pic pe scaun și vedeți ce simțiți, că s-ar putea să nu fi fost atenți în ultimul timp la asta. Trecem la Rac. Voi sunteți cum simțit. Vă va fi foarte ușor să simțiți, bineînțeles, și un asemenea aspect. Doar că vedeți, soarele este în casa 5-a și poate în viețile copiilor se întâmplă unele lucruri. Vă invit să nu le simțiți din perspectiva voastră, ci să încercați să fiți empatici cu ei. Să nu să vă identificați, să vă contaminați, da, cu ceea ce se întâmplă în viețile lor, ci să fiți empatici. Mergem la Leu. Nu știu dacă vă place aspectul de astăzi, pentru că soarele e guvernatorul vostru. Primul dat acest trigon de la Saturn nu vă priește, pentru că vă dați seama că aveți niște limite. Și nu prea vă convine. Nimănui nu-i convine când are limite, dar vedeți ce simțiți când aveți limitele alea. Trecem la Fecioară. Ei, Saturn e în casa 7-a, iată, în acest trigon cu soarele. Cumva ați face bine să vedeți viitorul apropiat, mai ales viitorul relațional, să-l vedeți cu un alt soc și să vedeți ce vă spune stomacul. Domnule, eu cu partenerul ăsta vreau să fac ceva în următorii ani. Și vedeți stomacul ce vă zice. Domnule, eu nu mai simt bine în relația asta. Vedeți stomacul ce vă zice. Adică să faceți un pact între ce gândiți și ce simțiți. Mergem la Balanță. Nu e chiar așa o perioadă minunată. Aș putea spune că e o zi în care mai puteți înfrâna din cheltuieli. Vă mai limitați. Vă dați seama că nu puteți să cheltuiți banii pe care îi veți face, trebuie să cheltuiți din banii pe care îi aveți. Trecem acum la Scorpion sau cei cu ascendentul în Scorpion. Iată soarele în semnul vostru. A intrat și a zis ieri, gata! Dau pe din afară, schimb viața, iau decizii, dar dintr-o dată soarele face acest trigon cu Saturn care vă învață, stai. Tu pentru ce vrei să schimbi viața? Pentru că ți-au spus alții sau pentru că vrei tu să fii fericit pe bune? Trecem la Săgetător. Știți cu la ce vă ajută pe voi acest aspect? Să stați acasă, să dormiți, să vă odihniți. Dacă puteți să munceți de acasă, este vis. Dacă nu, nu luați ore suplimentare și încercați să terminați mai repede, să vă duceți repede să dormiți. Trecem la Capricorn. Nu zic că nu vă priește aspectul. Saturn e guvernatorul vostru, iată soarele în casa 11. Cât aș putea spune că sunteți oamenii cei mai pragmatici și ajutați și pe cei din jur. Adică aveți un anturaj și s-ar putea să vină cineva să vă zică o problemă și voi o să o vedeți dintr-o altă perspectivă și o oferiți. Perspectiva voastră pe moment pare una mai dificilă, dar pare și una mai câștigătoare. Trecem la Vărsător. Nu ai nicio problemă aspectul ăsta pentru voi. Adică Saturn e în casa 2-a, soarele în casa 10-a. Nu obțineți repede veniturile, resursele pe care vi le doriți, dar nu disperați din punctul meu de vedere. Un singur lucru vreau să vă rog. Dacă lucrați undeva și trebuie să negociați, să fiți mai, cum aș putea eu să zic, mai înțelept. Mai diplomați.
Trecem la pești sau cei cu ascendentul în pești. Soarele la voi, dragii mei, e într-o zonă care vă priește. Saturn este la voi. Încercați să fiți mai elevați astăzi. Încercați să priviți viața diferit. Încercați să renunțați la orgoliu și dacă vreți, puteți să vă plimbați și să vedeți ce oameni, ce peisaje vedeți acolo. E foarte important și educația, aș putea spune, să nu o neglijați. Să vă priască recomandările și să ne auzim cu bine mâine.